spre deosebire de alți berbeci, mai întâi gândești și apoi acționezi. Datorită acestui fapt reușești să eviți multe greșeli. Ești un lider natural, iar entuziasmul și idealismul tău sunt combinate armonios cu practica și bunul simț, cu energia, întreprinderea și ambiția necesare, poți obține succes în aproape orice domeniu. Nu îți este frică de munca grea și ești gata să sacrifici multe de dragul victoriei. Ești naivă, spontană și naturală ca și copii. Tu reușești să-ți atingi scopul fără a recurge la agresivitate deschisă. Simplitatea și ușurința sunt motoul tău. Tu cauți răspunsul cel mai simplu la orice întrebare, iar acest lucru este ajutat de abilitatea de a aborda însă și esența subiectului cercetării. Cu toate acestea, nu se poate fără intuiție. Ești o fire activă, te caracterizezi printr-o anumită detașare filozofică. Tu ești capabilă să te distanțezi complet de ceea ce se întâmplă și să evaluezi imparțial situația, tu poți dezvălui greșeli și poți oferi o soluție utilă. Uneori, preferi să te îndepărtezi de viața activă și să te retragi de preferință într-un loc drag inimii tale, în munți sau pe un țărm pustiu de mare. Îndepărtându-te de lume, tu nu urmărești scopul de a reflecta asupra planurilor viitoare sau a ideilor noi, nevoia de singurătate este pentru a curăța sufletul și gândurile, asemănător religiilor orientale. Semnul tău zodiacal aparține constelației Berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: deschidere, curaj, onestitate. Berbecul cel mai luminos este cel care s-a născut chiar la debutul primăverii. Ești controlată de războinicul Marte și acest lucru se manifestă în toate sferele vieții. Ai o capacitate de lucru înflăcărată și sexualitate aproape agresivă. Desigur, aici este îngropată rădăcina răului, trebuie să înveți să-ți restrângi impulsurile decisive și să înmoi perseverența excesivă. Ai tendința să te confrunți, dar ești de asemenea capabilă să te scufunzi în calmul de gheață. Dorința, curajul și vigoarea s-au topit și amestecat în tine, rezultând o înclinație spre vanitate, nerăbdare și îndrăzneală. Eficientă și persistentă, vei putea să faci față pasiunilor tale amețitoare și să ajungi la o pace armonioasă în spirit. Perseverența și conducerea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi înălțimi fără precedent. Totuși, cealaltă față a monedei, temperamentul fierbinte, agresivitatea și uneori pasiune excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot dăuna foarte mult. Este mai bine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice, ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru viața activă, precum și pentru neglijență. Această planetă este favorabilă pentru funcționari, actori, lucrători medicali, profesori. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru practicitate și integritate. Diferența dintre tine și restul berbecilor este că acționezi asupra consecințelor înainte de fapte. Pentru un berbec, acest comportament este neobișnuit. Aici se manifestă magia datei nașterii 26 martie. Ca urmare, este mai puțin probabil să faci greșeli și îți atingi mai ușor obiectivele. Ești în general mai calmă și mai reținută, te poți opri și gândi înainte de un salt decisiv. Căutarea idealurilor pure și practica pământească sunt combinate în caracterul tău în proporții egale. Decisivitatea, atitudinea de a acționa și capacitatea de a gândi logic sunt, de asemenea, combinate armonios în natura ta echilibrată. Poți fi un excelent comandant și șef, ești activă, inițiată, ambițioasă, indiferent de profesia pe care o alegi vei avea noroc și vei progresa rapid pe scara carierei. Tu îți alegi ritmul vieții. Cu toate acestea, în spatele fațadei liniștite exterioare se află o natură spontană, capabilă să ofere concepte extraordinare și să stimuleze acțiunile originale. Foarte des,
O astfel de spontaneitate se manifestă într-un fel de umor sau răcire bruscă la lucru. Uneori te relaxezi excesiv, te retragi sau întârzi atunci când este necesar să mergi înainte, astfel te plasezi într-o poziție de pierdere în mod deliberat în comparație cu rivalii mai agresivi și orientați spre obiectiv. Tu ești conștient de slăbiciunile și obiceiul tău de a face totul în felul tău. Fiind predispusă la acțiuni excentrice, uneori dai impresia că ai pierdut direcția. Din fericire, aceasta este doar o impresie, deoarece o acțiune atent gândită este întotdeauna ascunsă în spatele indeciziei exterioare. Faptul este că tu nu ai tendința de a arunca cuvinte în vânt și de a-ți exagera capacitățile. Cei care se dovedesc a-ți fi un prieten apropiat sunt cu adevărat norocoși. Tu nu ești inclinată să te înconjori cu o mulțime de prieteni, pentru că nu există prieteni timp de oră. Prietenia în conceptul tău este o categorie veșnică, indiferent câte de mulți ai trec. Pentru un prieten adevărat, casa și inima ta sunt întotdeauna larg deschise. Pe de altă parte, dacă prin coincidență se întâmplă să fii în rolul unei naturi uitate sau respinse, tu înduri stoic o dezamăgire amară. Nu ești similară cu alți nativi din Berbec având astfel de calități, onestitate, autonomie, activitate, ești o femeie puternică, autoritară și activă, trăind de nevoia constantă de a fi independentă. Prin natura ta ești optimistă, generoasă și risipitoare, preferi darurile nepractice. Emoțiile sunt mai importante pentru tine decât bunurile materiale. Idealistă, cu înclinații filozofice, spui adesea ce crezi fără să te temi de a ofensa interlocutorul. Cum afectează data de 26 martie soarta ta? Tu ai un suflet pur și naiv asemenea unui copil. Tu nu recurgi niciodată la agresiune și îți realizezi drumul prin diplomație și compromis. Acțiunile tale sunt ușor de explicat, nu ești înclinată să te eschivezi și să intri în intrigi. Prin urmare, tu încerci să eviți persoanele care poartă în sine o sarcină de energie negativă. Pentru orice întrebare, tu găsești cel mai ușor răspuns, ignorând de detaliile. Aceste lucruri te ajută să simplifici sarcinile și să ajungi la rădăcina adevărului respingând învelișul suplimentar. Un rol semnificativ îl joacă intuiția ta extraordinară. Deși ești activă și energică, ai o gândire filozofică. Dacă te scufunzi în contemplarea de sine, vei lua în considerare situația din afară și vei găsi singura soluție adevărată a problemei. Uneori găsești un verset și te îndepărtezi într-un loc retras, unde îți petreci zilele departe de vanitatea lumească. Nu este un loc pentru planificarea și dezvoltarea de proiecte, dar este pentru puritatea naturii și tăcerea absolută a cosmosului. Acolo, sufletul tău este în armonie cu forțele superioare și ajungi la o stare de exaltare totală. Tu preferi un ritm măsurat de viață. Nu îți place graba și ești calmă. Aspectul tău impasibil și netulburat ascunde o minte ascuțită și plină de viață, capabilă să analizeze situația cu o viteză incredibilă și să ofere soluții extraordinare la probleme. Uneori această trăsătură a personalității tale se manifestă prin observații sarcastice sau prin lipsa de voință de a continua să lucrezi. În astfel de cazuri, poți pierde momente importante pentru destinul tău. Tu ești conștientă de obiceiurile și deficiențele tale proaste. Ești destul de încăpățânată și nu poți fi persecutată. Efectuând acțiuni care nu sunt atipice pentru tine, te arăți ca o femeie care nu are nicio idee despre ce se întâmplă. Dar, în realitate, tu aderi la planul tău. Pur și simplu nu-ți place să te lauzi cu talentul tău și preferi să încredințezi evaluarea abilităților tale altora. Prietenii tăi sunt pur și simplu excelenți. Tu nu ai mulți prieteni, dar toți sunt serioși, dovediți și de încredere. Tu păstrezi prietenia cu ei toată viața, pentru că ești surprinzător de afectivă și constantă. Pentru un prieten, ești pregătită pentru orice și întotdeauna îl sprijini din punct de vedere moral și financiar. Dacă relația ta este întreruptă, vei suferi în tăcere și fără plângere. Dragoste și compatibilitate. Grijul e, întotdeauna gata să ajuți.
Ești cu adevărat interesată de problemele altora. În relațiile personale, ești adesea sfâșiată între natura ta independentă și un sentiment de datorie față de cei dragi. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie cu alte semne de foc, leu și săgetător, cu aceștia poți crea o pereche excelentă, în care înțelegerea reciprocă va fi la un nivel înalt. Deși în orice combinație a acestor cupluri ambivor trebuie să și restrângă pasiunea, astfel încât familia să se dezvolte pe picior de egalitate. O uniune bună și chiar promițătoare poate să fie cu vărsător, balanță și gemeni. Semnele aerului nu vor permite focului să se stingă sau cărbunilor să se răcească, dar trebuie să ai grijă ca focul să nu se transforme într-o flacără imensă. Nu ești compatibilă cu peștii, capricornul, racul, fecioara, balanța și scorpionul. Unii dintre ei nu te înțeleg deloc, iar cu tine nu vor găsi un limbaj comun, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ție nu-ți plac dificultățile, jocurile și confuziile. Ești deschisă și preferi sinceritatea și simplitatea și în acest fel te asemeni cu copiii veșnici. Tu rareori recurgi la extreme emoționale, cum ar fi furie sau agresiune severă. Uneori ești oarecum naivă, chiar mai multă decât copiii. Încerci să găsești imediat adevărul, chiar esența, precum și metode de abordare a problemelor. Tu cauți mereu răspunsul cel mai simplu la orice întrebare complexă. De asemenea, tu ai încredere în intuiția ta. Tu încerci să nu-ți pierzi abilitatea de a abstracționa și să privești situația mai mult sau mai puțin obiectiv, să vezi punctele puternice și slabe și să găsești cea mai bună opțiune. Tu iubești singurătatea și fuziunea cu natura, ai mai multe locuri dragi unde mergi din când în când pentru a te izola de agitația lumii exterioare. Fiind singură, îți purifici spiritul, fără să te gândești la viitor și la detaliile vieții tale de zi cu zi, renunți la viața ta de zi cu zi. Nu îți place să te grăbești și preferi să lucrezi în propriul tău ritm. Uneori poți părea leneșă, dar nu este așa. Imaginea exterioară este doar o mască, trăiești prin impuls. Adesea generezi idei nestandardizate, comiți acte originale. Ai adesea un simț neobișnuit al umorului, poți să te aprinzi cu o anumită sarcină, să te răcești rapid și nerezonabil, și apoi să te prăbușești din nou. Se întâmplă că această încetinire te împiedică în afaceri și în carieră, deoarece poți intra în așteptare atunci când este timpul pentru acțiuni rapide și decisive, astfel încât poți fi depășită de concurenți mai aroganți. Sănătate și boli. Cel mai mare pericol pentru sănătatea ta este în mentalitatea ta. Prin condamnarea negativității în ceilalți, poți cădea cu ușurință prada autoînșelării. Ești puternică din punct de vedere fizic, poți depăși orice obstacol. Pentru a-ți menține o formă sănătoasă și spiritul la cot înalte, ai nevoie de sport, odihnă, iubire, și toate acestea în doze mari. Deși setata de aventură se transformă adesea în accidente sau răni, ai tendința să-ți recapeți rapid forma fizică, să faci față cu ușurință bolii. Ar trebui să menții un echilibru în dietă, fără a merge la extreme, lăcomie sau înfometare. Condimentele îți vor aduce beneficii, dar este mai bine să limitezi dorința de a experimenta acest domeniu. Soarta și norocul. Ai un caracter puternic și o voință puternică. În copilărie și tinerețe se poate să fi avut vremuri grele, dar după ce treci printr-o școală dură a vieții, vei deveni mai rezistentă. Căsătoria timpurie este nedorită, nu va aduce nimic bun, cu excepția problemelor și dezamăgirilor, sau se va încheia într-un divorț puternic. Vei începe să ai succes în toate eforturile tale după 28-29 de ani. Pentru tine acesta este un moment de schimbări cardinale în viață, carieră, relații. Acest moment este favorabil pentru căsătorie, va avea succes, va fi construită pe respect, înțelegere și iubire. Perseverența și încrederea în sine, voința, te vor asigura că vei reuși în toate întreprinderile, în muncă, în viață.
Poți atinge înălțimii mari, depășind toate obstacolele, dar ar trebui să fii mai atentă și mai înțeleaptă față de oamenii din jurul tău. Sfaturi pentru tine. Indecizia ta este adesea doar o mască în spatele căreia se află o strategie bine gândită. Fii atentă să nu fii extrem de moralistă. Fii mai blândă și învață să te iei pe tine însăți mai puțin în serios. Relaxează-te și distrează-te din când în când. Nu încerca să îi înveți pe ceilalți cum să trăiască în mod corespunzător. Fă-ți viața mai ușoară și nu te concentra asupra eșecurilor. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot depăși darul primit cu un ordin de mărime a prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse. Ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment, nu accepți daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepți un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cer cei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.